cum caracterizez începutul de start în Cupa Mondială și jocul în primul rând. Normal, puțin dezamăgit, că nu reflectă scorul la cum s-a jucat. Da, într-adevăr, în unele momente a fost mai bun ca noi. Într-adevăr, ne lipsesc meciurile tale. Eu zic că asta ne-a lipsit nouă astăzi. Experiența și meciurile tale. În rest, eu zic că nu respectă scorul cu ce s-a jucat în seara asta. Ați început în forță, ați avut baloane recuperate. S-a întrerupt ceva cu acea eliminare? Tot schimb, la nivelul ăsta, când joci în 14, e sigur că o să încălzești puncte. Asta e sigur, toate echipele, când rămân în 14, încasează puncte. Deci, noi am spus, dacă e să jucăm în 14, să păstrăm linia, să... S-a întâmplat, ne asumăm și mergem mai departe. Ce a însemnat și acele SEO marcat? Nu știu, e munca întregii echipe. E munca întregii echipe, chiar mă bucur, meritam să nu mai marcăm SEO-uri, chiar două. Chiar cred că primul SEO când nu l-a acordat a fost SEO și putem să mai marcăm, că nu mi s-a părut Franța o echipă ieșită din comun, sincer. Premieră în echipa României, frați pe teren. Sperăm la meciul următor să facem o surpriză mai bună decât a fost în seara asta. O familie fericită, cum sunteți voi, este și familia stejarilor? Foarte fericită. Tocmai am vorbit cu soția, cu familia și toți sunt mândri din noi că am reușit să facem un spectacol pentru România. I-ați auzit și pe români din tribună? Da, puțin cum a fost lângă noi.